Vă întreb. În proiectul acesta este prevăzut o sumă de 9.200.000, reprezentând contribuția municipiului Brăila la realizarea bazinului olimpic. Suma respectivă suportă corectări în sensul că știu că bazinul trebuia să fie dat în folosință de mult timp în urmă și normal, de drept, constructorul ar trebui să fie supus unor penalizări. Sau este suma inițială prevăzută în contract? Unii sunt în acest Consiliu de mulți ani, dar nu știu ce votează. Dovadă faptul că mă întreabă pe mine de o lucrare care nu aparține primăriei municipiului Brăila. Bazinul olimpic este cofinanțat de primăria municipiului Brăila, dar lucrarea este contractată de Compania Națională de Investiții. Noi ne plătim contribuția care este stabilită ca și cotă parte a finanțării aprobată în Consiliul Local când dumneavoastră erați consilier, domnul Ionit Treiaru, eu nu eram primar și nici consilier, cred. Aici sunteți... Iar nu am lăsat să continuăm. Orice întârziere la bazinul olimpic nu este în sfera de activitate a primăriei municipiului Brăila, ci a Companiei Naționale de Investiții. Faptul că anii trecuți, într-o guvernare care nu a aparținut PSD, la bazinul olimpic nu s-a lucrat deloc, lucrările fiind insistate ca și finanțarea, spune foarte multe, iar acum se lucrează. Este adevărat, au întârziere provin datorită acelor motive și a fost nevoie să schimbe integral sistemul de iluminat și tabela de marcaj, pentru că între timp s-a schimbat procedura de autorizare a bazinelor olimpice și deci a fost nevoit să facă aceste modificări. Deci, 100% partea de contractare nu aparține primăriei municipiului Brăila, noi doar cofinanțăm acest proiect, suntem beneficiarii lui la final. Urmărirea lucrărilor se face de către Compania Națională de Investiții.